Bună ziua! Invitatul meu de astăzi este expert economic la unul dintre cele mai importante centre analitice din Republica Moldova, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Studiile și comentariile sale analitice sunt preluate de cele mai prestigioase instituții media din Republica Moldova. Este vorba despre domnul Veaceslav Ioniță. Bună ziua! Bună ziua, domnule Veaceslav Ioniță! Care este cea mai acută problemă din domeniul economic la ora actuală? Ele sunt multe, dacă le-aș îngloba, cel mai important lucru, cred că este bunăstarea cetățenilor sau oamenii noștri, dacă ne uităm foarte atent, valul de migrație continuă. Anul trecut am realizat două cercetări care au arătat că asistăm la așa numitul al doilea, al treilea val, cine și cum vrea poate să-l definească, și anume dacă înainte pleca oameni din zona rurală, sudul, nordul țării, centru, acum pleacă din oraș. Cel mai mare de dorință de a pleca din țară sunt acelor din Bălți, urmați de cei din Chișinău. Dacă ei până acum stăteau în oraș, crezând că au un nivel de trai bun, acum oamenii vor să plece și noi chiar am vrut să aflăm, dar care ar fi salariul care ar ține pe oamenii acasă? Și vreau să vă zic că pretențiile oamenilor nu sunt prea mari, în sensul că oamenii au zis că dacă ar avea un 10.000 de lei pe lună, asta i-ar determina ca să rămână în țară. Uitați-vă că acest lucru ei nu și-l pot permite în țară și de aceea pleacă, de aceea cea mai mare provocare pentru toată lumea, pentru guvern, pentru toți noi, este crearea locurilor de muncă, lucru fără de care nu ai cum ține oamenii în țară. Uitați-vă ce am pățit noi între două recensământe, 2004-2018, așa trebuie să spunem. Noi avem o situație dramatică, eu aș zice mai catastrofală decât ar fi după un război. 300.000 de oameni, pur și simplu, demografic, nu s-au născut, deci populația a scăzut de la 3.300.000 la 3 milioane, pe malul drept al Nestului vorbesc, și plus 800.000 plecat peste hotare. Deci ai de la 3,3 milioane la 2,2 milioane oameni în Republica Moldova, deci o plecare fără precedent. Și asta ar fi cea mai mare problemă. Sărăcia cetățenilor, manifestată prin lipsa unui loc de muncă, manifestată prin lipsa unor venituri sigure și stabile și drept consecință dorința lor de a pleca și nu doar a lor, dar în cercetarea noastră un fapt care ne-a alarmat cel mai mult a fost întrebarea pusă părinților: unde vedeți viitorul copiilor dumneavoastră? 70% din părinți au spus că viitorul copilului meu îl ved în afara Republicii Moldova. Deci asta cred că este cea mai mare provocare economică a Republicii Moldova. Dacă ne referim la mediul de afaceri, cum se descurcă antreprenorii autohtoni în prezent? Autoritățile spun că au redus din birocrație. Cum este? Asta este. Într-adevăr este așa. Noi avem o situație foarte confuză la acest capitol și am încercat să explicăm împreună cu colegul meu Ion Tăbârs, am realizat recent un studiu legat de modul cum țara noastră implementează acordul de liber schimb și acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Deci aici este o situație aparent paradoxală, dar nu este paradoxală. Pe de o parte, Republica Moldova și-a îmbunătățit performanță pe plan internațional, cost of doing business, da? Desfășurarea afacerilor, povara desfășurarea afacerilor, povara administrativă, aparent suntem bine, de la poziția 80 ceva am coborât la aproape 40, deci ne-am îmbunătățit de două ori performanța pe plan internațional. Dar lucrurile sunt cu mult mai nuanțate și aici vreau să explic. Pe de o parte, guvernul da, întreprinde acțiuni, au redus actele permisive de la 450 la 150, organele de control s-au redus, am avut cândva aproape 70, acum avem sub 20, activități licențiate au fost circa 60, acum sunt mai puțin de 20. Deci tot ce parcă s-a făcut, autorizațiile s-au redus. Parcă ar trebui să fie bine, însă tot efortul acesta a guvernului, da? Uitați-vă, guvernul depune eforturi, reformează, schimbă legislație, acele cinci instituții care existau și acum s-a creat un singur centru comun, un singur serviciu comun, care era registru, cadastru, oficiul stării civile, deci toate s-au comasat într-o singură instituție, ar trebui să însemne că trăim fericiți. Iar la nivel de percepție a business-ului, deci business-ul până și percepe situația catastrofală. Deci, formal, guvernul face toate lucrurile corect, iar când trebuie pe oameni de afaceri cum se întâmplă, ei spun că lucrurile sunt grave. Și sunt grave din două motive. Primul motiv este corupția și al doilea este justiția.
La capitolul corupție, oamenii de face spun că în Republica Moldova trebuie să plătești, ești voit să plătești și plătim. 70% de oameni de face spun că problemele pot fi rezolvate pe căi neformale și nu formale. Deci asta este, de fapt, o percepție extrem de negativă a business-ului. Și al doilea este justiția. 90%, fiți atenți, 90% din agenții economici spun că atunci când se adresează în instanță, asupra lor nu se realizează justiția. Și această percepție negativă, chiar dacă guvernul întreprinde toate acțiunile de a reduce organele, de a ușura mediul de afaceri, dar corupția și justiția creează o percepție atât de negativă, că drept consecință, oamenii stem să investească. Investițiile străine în Moldova, din nefericire, nu vin și uitați-vă ce avem noi. Republica Moldova are cea mai mică investiție pe cap de locuitor din Europa, iar și mai rău este că avem cel mai mic volum de investiții pe cap de locuitor din parteneriatul estic. Noi suntem într-o situație în care volumul investițiilor străine în Republica Moldova sunt aproape de 3 ori mai mici decât într-o țară cum ar fi Belarus. Deci, efectul total este din nefericire, cu o percepție negativă și guvernul și-a trebuit să înțeleagă că toate acțiunile lor, din nefericire, nu au schimbat percepția business-ului. Și la capitolul corupție trebuie lucrate, la capitolul justiție noi care am recomandat să fie dezvoltate instrumente alternative pentru a evita justiția aceasta putredă, aș putea o spune, în Republica Moldova. Și acestea sunt arbitrajele, unde agenții economici trebuie să prevadă contractele lor că orice litigiu va fi soluționat într-un arbitraj, sau alte instrumente extrajudiciare, cum ar fi medierea. Deci trebuie să găsim niște instrumente, și aici legislația noastră, guvernul s-a asumat ca să voteze aceste legi, ca să le consolidăm, ca instrumentele acestea cel puțin să reducă din efectul negativ și nociv călărare justiția noastră asupra mediului de afaceri. Am înțeles. Ați menționat anterior că în acest an locuințele se vor vinde la prețul minim din ultimii 3-4 ani și că prețurile la apartamente nu vor crește. Sfătuiți cetățenii să cumpere apartamente anume în acest an sau pot face și da, în următorii ani? Aici voi încerca să explic de unde am ajuns la această concluzie. Nu am pornit la preț. Prețul a fost ultimul lucru care m-a interesat. Deci am observat din vara anului 2017 un fenomen care cel puțin mi s-a părut curios și am dorit să aflu din ce cauză se întâmplă. Am observat că volumul de apartamente care sunt, apartamentele noi, vorbim de apartamente noi, cu ce ajungem la toate, volumul de apartamente noi care se dau în exploatare este mult mai mare decât în anul precedent. Am anticipat că până la sfârșitul anului vom avea un record absolut de la Independența în coast și lucru care s-a întâmplat. Deci în 2017 volumul de apartamente noi date în exploatare a fost cel mai mare de la Independență până în ziua de azi, 7200 de apartamente. Evident că o persoană curioasă a vrut să știu ce s-a întâmplat, care e secretul. Și de fapt sunt două secrete, sunt o combinație, știți, criza ne-a ajutat în cazul dat. Deci criza în cazul dat a avut un efect pozitiv asupra fenomenului din 2017 și voi explica în ce sens. După criza din 2014, la noi statul practic și-a anulat, s-a limitat la maximum investițiile sale în construcții. Și companiile de construcție au ratat miliarde de lei contracte cu statul. Al doilea a fost agenții economici s-au redus investițiile lor și companiile de construcție au pierdut contracte de miliarde de lei cu agenții economici. Și atunci unicul bun de plată au fost cetățenii. Și după, în 2015-2016, cetățenii noștri s-au cam speriați ca să procure imobil și avem așa efectul amânat. Deci oamenii au decis să procure în 2017. Și companiile de construcție toate s-au concentrat pe imobile din locuință, pe locuință, din simplu motiv că cu statul nu prea ai, cu agenții economici nu prea ai și unii cu cine mai procură sunt cetățenii. Pe partea opusă ce s-a întâmplat din punct de vedere cetățeanul. Deci cetățeanul care a vrut să procure imobil în 2015-2016 s-a speriat deprecierea valutei, incertitudine și s-au stopat la procurări. În 2017 valuta noastră s-a apreciat, ceea ce a creat o senzație de stabilitate și oamenii noștri s-au aruncat înapoi în credite. Ca să vă dau o imagine să înțelegem de ce vorbim, în 2017 volumul creditelor ipotecare practic s-a dublat. De la 4.000 de credite în 2016 am ajuns la 7.000 în 2017. Deci avem o creștere fără precedent a volumului de credite ipotecare. Cum a fost asta posibil? Iarăși criza ne-a ajutat.
După 2014, volumul de creditare a economiei a scăzut continuu. Băncile noastre de la 47 de miliarde de lei cât au creditat în 2014 au ajuns la 33 de miliarde în 2017. Volumul de credit economiei a scăzut continuu. Unic unde a crescut creditele este populația. Deci băncile au crescut creditarea populației cu peste 1 miliard de lei. Plus sectorul nebancar și-a, practic și-a dublat volumul de credit tot a populației. Deci în prezent băncile, practic, unicul cu cine poate lua credite și să achită este populația și băncile ne-au avut posibilitatea să crediteze agenții economici. Companiile mici, microcreditare, de leasing, ne-au avut posibilitatea să crediteze agenții economici, toți au aruncat pe capul cetățeanului. Acum toate băncile vor să lucreze cu cetățenii. Toate companiile de construcție vor să lucreze cu cetățenii. Și s-a creat o conjunctură, pe de o parte a crescut și cererea, pe de altă parte a crescut și oferta. Acum prețul a ajuns într-o situație de echilibru de jos. Companiile de construcție la o cerere crescând ar putea să mărească prețul. Ei nu fac acest lucru deoarece peste 30% din toate creditele contractate de companiile de construcție ei nu le pot achita. Deci companiile de construcție trec printr-o criză profundă. Multe companii cred că vor fi nevoiți să dispară și atunci companiile de construcție au o necesitate enormă de lichidități. Companiile sunt gata să vândă apartamente la prețul minimul posibil, numai să primească bani mai repede. Deci, deficitul de lichidități, ele sunt ca peștele pe uscat. Deci, deficitul de lichidități, de bani, este atât de mare la companiile de construcții, că ele preferă să vândă acum decât să mai aștepte un an, doi, și ei nu își pot permite luxul să mențină apartamentele. Și companiile le vând apartamentele, iar prețul nu se duce în jos, ele au nevoie să vândă, dar nu se duce în jos din cauza că cetățenii cumpără. Și noi suntem la o zonă de stabilitate, la zona de jos. Cred că ar fi posibil încă o ușoară depreciere, scăderea prețului apartamente, deoarece presiunea pe companii de construcție este enormă, dar a venit și guvernul cu programul Prima Casă. Programul Prima Casă înseamnă că anul acesta încă câteva mii de familii vor avea posibilitatea să iau un credit ipotecar. Deci e cererea și în 2018 se va menține și eu intuiesc 2017, 2018, posibil 2019 sunt anii când avem o reformatare tot ce înseamnă industria construcțiilor, foarte mulți vor dispărea, companiile de construcție acum vând cât pot și cetățenii cumpără deoarece pe de o parte s-a stabilizat valuta, pe de altă parte programul Prima Casă și de aceea dacă cineva are posibilitatea să procure, cred că 2018 este anul când prețul este unul corect. Am vorbit mai sus despre afaceri. În ce domeniu ar fi bine ca antreprenorii autohtoni să-și deschidă afaceri? Noi avem în Moldova, din păcate, suntem într-un pustiu economic. Când vorbesc de pustiu economic, am în vedere că în toate domeniile poți să te lansezi în afaceri, însă aici vreau să nuanțez anumite lucruri. Dacă ne uităm foarte atent, Republica Moldova, din ce cauză nu se prea dezvoltă afacerile? Deoarece sunt două tipuri de afaceri, în companiile mari, care, dacă vă uitați atent, care au venit la noi, au venit companiile mari străine. În ultimii 5 ani de zile, real ce ne-a creat locuri de muncă este zona economică liberă, Belts, cu subzonele sale, din întreg teritoriul țării, s-au creat 12.000 de locuri de muncă. Astea au fost companiile mari străine. Companiile micuți lucrează sau pentru populație, de servire a populației, sau pentru companiile mari. Anul acesta la noi, dacă ne uităm atent, anul acesta am în vedere 2017, în 2017, dacă ne uităm atent, noi am asistat la o creștere puternică a exporturilor. Iar așa ce trebuie să nuanțăm. Ele au crescut după o cădere mare. Știți, noi reușim să scădem 3 pași în urmă și după asta facem 2 pași înainte și ne bucurăm că am făcut 2 înainte, uitând că am făcut 3 în urmă. De fapt, nu avem atât o creștere a exporturilor, cât o recuperare a exporturilor. La noi exporturile au căzut după 2014, acum am avut o creștere de 350 de milioane de dolari, circa 350 de milioane de dolari, și sunt două elemente de bază pe ce au crescut exporturile. Prima, 75% din toate exporturile au crescut datorită exporturilor în Uniunea Europeană. Deci asta este un factor pozitiv, bun. Al doilea, ne uităm pe ce a crescut. Au crescut automobiliști, că astea sunt companiile mari străine care au venit și le-au piața de desfacere. Deci în Moldova poți dezvolta o afacere dacă ai o piață de desfacere în spate. Da? Deci nu poate o firmă moldovenească să construiască ceva cablajă. Da? Din cauza că tu o să ai cui vinde. Și companiile tăi care vin iau o cerere
de produse și ele deschid filială în Moldova și noi am crescut producția agricolă. Dacă vă uitați foarte atent, la noi a crescut producția agricolă, tot ce înseamnă uleioasele, floarea soarelui, ulei de floarea soarelui, toată poziția aceasta de produse grâinile, de produse de semințe și doi, fructele și legumele. Deci noi avem o creștere foarte puternică a exporturilor la fructe și legume. Cred că aceasta se datorează faptul că în ultimii ani de zile s-au făcut investiții destul de puternic în tot ce înseamnă agricultura intensivă. Dacă eram la o emisiune cu un coleg din domeniul agricol și îmi spunea dacă înainte noi visam să avem 7, 8, 10 tone de miere la un hectar, acum au recordul de 60 de tone de miere la un hectar. Deci avem o creștere puternică, nu pot zic că este o normă pe toată țara. La noi, din păcate, productivitatea în agricultură este de 3-4 ori mai scăzută ca Uniunea Europeană, avem unde crește. Deci la noi agricultura este atât de slabă acum, orice investiție în agricultură îți dă rezultate. De aceea și statul, practic, unicul domeniu care o subvenționează este agricultura. Deci eu cred că noi aici avem ce recupera și cel mai important este că avem și piața de desfacere acum și cred că se întreprind acțiuni bune ca să dezvoltăm agricultura. Încă un domeniu care la noi este uitat, și aici cred că cu asta finalizez domeniile, ar fi turismul. Turismul, chiar acum, IDIS Viitorul lucrează cu regiunea Soroca și Iampol din Ucraina, deci turismul transfrontalier. Turismul în prezent se dezvoltă cel mai dinamic în toată lumea. Deci în tot globul pământesc, cea mai dinamică ramură care se dezvoltă cel mai rapid este turismul. Volumul de servicii în lume din domeniul turismului este de 1,2 trilioane de dolari anual. Volumul de incasări per capita, da? Chiar am luat în regiunea noastră undeva 100 de dolari, 200 de dolari pe cap de locuitor de la turism. La noi suntem la o cifră foarte modestă, 4 dolari. Deci suntem undeva de 25-30 de ori mai mic decât potențialul regional. Noi trebuie să dezvoltăm foarte puternic turismul și aici fiți atenți. Vreau să mai nuanțez un lucru care nu s-a vorbit. Eu am făcut anul trecut o analiză care este turismul nostru rural. Știți că s-au deschis acum, s-au pornit la noi. Ne-a ajutat Statele Unite printr-un program de fortificare a turismului rural în zona Orheiului Vechi. Acum avem asistență și vom lucra pe regiunea Soroca. Știți cine sunt turiștii noștri în zona rurală? Azi vă pare paradoxal. 90% din cei care merg să odihnească în hotelurile din zona rurală, în turismul rural, agroturismul ecologic, sunt cetățeni din Republica Moldova. Dacă înainte marea majoritate a celor care mergeau la odihnă erau străini și durata media unei odihne era de 6-7 zile, acum durata unei odihne este de o zi jumătate. Deci oamenii vin pe o zi sau pe două. Deci sunt cetățeni din Republica Moldova care deja au venituri destul de mari, care se odihnesc de regulă peste hotarele țării, dar își fac așa numitele mini-vacanță de o zi sau două și merg la noi în sate. De aceea trebuie să înțelegem că la noi s-a schimbat absolut landșaftul turismului local. Deci noi trebuie să ne concentrăm pe străini, trebuie să aducem străinii. Noi avem o problemă mare cu turismul. Noi la capitolul turism suntem într-o gaură enormă. Greu mai găsești în regiunea noastră o țară cu așa ceva. Deci există așa numitul balanță comercială a turismului. Deci turiștii străini care vin în Moldova ne aduc nouă 50 de milioane de dolari pe an, iar turiștii noștri care pleacă peste hotare duc 600 de milioane de dolari pe an. Deci avem o diferență de 1 la 12. Așa ceva nu veți găsi. Nu veți găsi în România, nu veți găsi în Ucraina, cu atât mai mult Bulgaria sau alte țări. Deci așa un decalaj dintre turiștii care vin și cei care plec, nu cred că mai găsești undeva. Avem un handicap enorm și trebuie să o rezolvăm. Deci este o ramură asupra căreia nu s-a tras atenția. Eu cred că această ramură merită toată atenția și cel puțin pe lângă Orheiul Vechi, eu sper foarte mult când, inclusiv cu efortul care îl depune IDIS Viitor, noi vom dezvolta încă o zonă care cândva era foarte cunoscută și anume zona Sorocei. Ați avut anterior o afacere legată de lalele? O afacere de familie, mai există ea? Când eram micuț, asta au fost exact 30 ceva de ani în urmă. Nu. Atunci era, ultima dată s-a finalizat prin anii 90 ceva
Și îmi pare rău că acum înțeleg că s-a pornit cineva, eu chiar făcusem un calcul că Republica Moldova, ca să asigure toți cetățenii Republicii Moldova cu flori de 8 martie, între altele, la Lele, ca să știți, se vândă pe data de 6-7 martie, nu se vând pe 8 martie, din cauza că la Lele se dau la colegii de serviciu și se dă pe data de 6-7 la soții, dacă te duci cu la Lele acasă, e poate super, deși aici o să te duci cu alte flori. Și ele se vând pe data de 6-7 martie. Ca să asiguri toată Republica Moldova cu lalele, ai nevoie de un hectar de lalele. Un singur hectar îți asigură toată Republica Moldova. 1,5 milion de flori. Se cumpără puține sau cum? Nu. 1,5 milion ajunge. Deci, încă o dată, repet, lalele se dau la colegi de serviciu ca să asiguri toată Moldova, îți trebuie 1,5 milion de flori și asta e pe un singur hectar. Evident că să crești aceste un hectar de lalele, ai nevoie de alte 8 hectare ca să crești ceapa, ca să nu o cumperi din Olanda. Și în total 9 hectare de afacere îți rezolvă problema pe toată țara. Dar la noi, din nefericire, preferăm acum să importăm toate lucrurile și să nu producem. Și aici vreau să vă mai dau o curiozitate ca să înțelegeți ce am făcut noi în 20 de ani. După ce cetățenii noștri și-au luat lumea în cap și au plecat peste hotare, asta s-a întâmplat în 98-2002, din 2000 până în prezent, în 18 ani, cetățenii noștri au transferat acasă 27 de miliarde de dolari. Să vă creați o impresie ce asta 27 de miliarde de dolari, toate salariile plătite în această perioadă au fost de 20 de miliarde. Deci oamenii noștri au transmis acasă de peste hotare mai mult decât toate salariile plătite în Moldova. Ce au făcut moldovenii cu banii ăștia, da? 27 de miliarde trebuia să investesc. Uitați ce am făcut noi. Deci 27 de miliarde de dolari ne-au dat rudele noastre de peste hotare. Tot în această perioadă noi am exportat de 27 de miliarde de dolari. Deci tot ce a exportat Moldova, tot ce a produs și a exportat, e egal cu banii care am primit pe gratis la rudele noastre. 27 cu 27 avem 54 de miliarde de dolari în 18 ani. 54 de miliarde de dolari, eu vă spun că e mult. Ce am făcut noi? Am mai împrumutat 6 miliarde, nu chiar 6, că am primit și granturi 2 și am mai împrumutat 4 și ceva. Și am făcut importuri de 61 de miliarde. Deci 65, tot ce am primit noi de la rudele noastre, tot ce am produs noi. Plus încă mai suntem și în datorii, am împrumutat, am importat, am mâncat și am rămas cu nimic. Deci în această perioadă, și asta vorbim de mediul de afaceri, deci noi nu am avut abilitatea, înțelepciunea și contextul favorabil că din acești 54 de miliarde măcar ceva să investim aici, să producem. Tot am importat, plus am mai primit granturi. Aici știți, este amuzant că Statele Unite, pot să râs, dar de fapt e tristețe. Statele Unite în această perioadă, noi am exportat în Statele Unite bunuri de 1 miliard de dolari. Deci tot ce am exportat noi în America, timp de 20 de ani, a fost 1 miliard de dolari. Și prin ironia sarte, Statele Unite ne-au dat granturi de... tot ce am importat din Statele Unite a fost 1 miliard de dolari și Statele Unite în această perioadă ne-a dat granturi de 1 miliard de dolari. Zbăi moldoveni, n-am pe gratis tot asta. 1 miliard de dolari ne-a dat granturi. Deci noi nici n-am avut măcar capacitatea ceva să facem. Deci tot am mâncat. Și asta de fapt este tristețea. La noi a fost o economie bazată pe consum. 20 de ani de zile, tot ce am câștigat noi am consumat și am avut o creștere fără dezvoltare. Deci am crescut economic. Da, produsul nostru intern brut s-a pornit de pe la vreo câteva miliarde de lei și acum am ajuns la 130, vom avea anul ăsta, cred că 140 de miliarde de lei, deci am crescut enorm. Da, dar toată creșterea aceasta e bazată pe consum. Dacă până în 97-98 produsul nostru intern brut, știți, noi spuneam că suntem țara agrară, în ce sens? Că mai mult de jumătate din produsul nostru intern brut era format din producție agricolă sau din producție prelucrată agricolă. Deci agricultura forma 50% din produsul intern brut. Plus industria avea un 70-80%. Agricultură, prelucrarea producției agricole și industria. Acum produsul nostru intern brut este format din consum. Deci consumăm și ne lăudăm că am făcut ceva. N-am făcut nimic, am consumat, am cheltuit. Deci asta e tot produsul. La practic agricultura e la zero, industria e la zero. Tot ce ține consumul. Deci suntem o țară de consum, suntem o țară care consumăm și nu producem nimic. Asta este gravitatea situației. Anterior v-ați exprimat susținerea pentru proiectul de tichete de masă pentru angajați. La acest subiect, Maia Sandu, președintele PAS, spunea că această inițiativă deschide ușa evaziunii fiscale și este umilitoare pentru cetățeni.
Haideți, încep. Aici trebuie nuanțat. Da, nu doar că eu am să sunt ideea aceasta. IDIS Viitorul realizează o cercetare de 10 ani de zile, noi facem așa numită Agenda Națională de Business. Și asociațiile de business solicitau de la guvern 10 ani de zile ca să introducem tichetele de masă. Deci asta nu este doar că domnul Ioniță consideră că asta bun. Mai mult ca atâta, când s-a venit cu inițiativa tichetelor de masă, noi am organizat o masă rotundă, unde au fost și autorii legii, a fost domnul Candu, a fost doamna Buliga, a fost doamna Strătan, deci au fost la ședință, noi am arătat toate riscurile, că există și anumite riscuri, ne-a bucurat că ei au acceptat și au spus că vor ține cont de toate aceste observații care le-am făcut noi, chiar au niște observații pertinente. În principiu, suntem de acord că această lege este bună. Acum, ce a spus doamna Maia Sandu, nu pot să nu-i dau dreptate îngrijorării ei și acum vă explic în ce constă îngrijorarea care dumneavoastră a spus-o. N-aș folosi noțiunea evaziune fiscală cum aș folosi noțiunea de optimizare fiscală. Care e diferența? Evaziunea este atunci când tu nu plătești impozite prin acțiuni ilegale. Da? Tichetele de masă, de fapt, îți permite o ferestruică ca să tu plătești impozite legal. Da? Și noi vorbim despre o optimizare fiscală. În ce constă îngrijorarea dumneiei și noi am vorbit de lucrul acesta la acea ședință? Că atunci când etichetele de masă, statul vine, de fapt, este unul din instrumentele de a susține mediul de afaceri, deci de a oferi oportunități, statul, care a fost logica? De ce statul a acceptat acest lucru? Cine nu știe că la noi în țara noastră îți plătesc salariile în plic? Toată lumea știe, da? Și atunci statul nu poate, e că noi 20 ceva de ani luptăm cu salariile în plic și nu reușim, da? Nu s-a reușit până în prezent. Și atunci autorii legii au venit cu în felul următor. Să dăm voie ca să fie etichetele de masă, să primești undeva 1000 de lei pe lună, să dai etichete de masă, le dai oficial și omul este spui, dacă tu îi dai lucrătorului tău etichete de masă de 1000 de lei, Eu nu-ți cer asigurările sociale, asigurările medicale și nu-ți cer relat impozit. De fapt, statul spune că dacă tu dai omului etichet de masă și el merge să mănânce, eu nu solicit la tine să plătești toate impozitele, să spunești vreo 500 ceva de lei. Da? Care este logica statului? Statul îți gândește, agentul economic, în condiția când eu lui spun să nu mai plătească impozitul, el nu mai are sens să dă salariu în plic, îi spune cetățean, uite, eu ție în loc să-ți dau 1000 de lei în plic salariu, eu mai bine ți-l dau sub formă de tichet de masă. Ce câștigă statul? În condiția când omul primește salariu în plic, de regulă merge la piață și face procurări. În condiția tichetului de masă, el deja se va duce legal în magazin, va procura mărfuri de la magazin sau va procura alimente de la ospătărie și el plătește impozite, statul câștigă la TVA. 20%, da? Deci scoatem din economia tenebră bani. Asta e partea statului, și s-a gândit. Ce spune doamna Maia Sandu? Că trebuie să-i dăm și ei dreptate. Ea spune, da, există posibilitatea că îi scoatem pe unii din tenebru. Dar există și alt risc. Că unii care plătesc salariul legal, acum o să spună, dar eu nu-ți mai dau 1000 de lei salariu. Dar îți dau 1000 de lei etichete de masă, da? Și aici deja e o chestiune de gust. Ce s-a să întâmple mai mult? Cei din tenebru a să iasă la lumină? Să șei de la lumină să spună, dar stai, eu am o posibilitate să economisesc vreo 500 de lei pe fiecare angajat și îi dau un loc de salariu, îi dau tichet de masă. Da? Și practica va arăta. Eu cred că va fi cam 50 la 50. Deci o parte din tenebru vor ieși la lumină, iar o parte din companii care înainte plăteau salariul oficial, acum vor prefera să-l dea etichete de masă și în felul dat statul va arăta niște venituri. Când vorbim că statul pierde bani, da? Dacă statul pierde bani de la etichetele de masă, eu le spun la oameni buni, nu există noțiunea că statul pierde bani. În general, statul în fiecare an pierde bani 54 de miliarde de lei. Pierdem bani pe medicină, pierdem bani pe educație, da? Dar astea nu sunt pierderi. Astea sunt decizii asumate. Da? Eu pot spune, dar noi pierdem 19 miliarde de lei pe an când dăm la pensionare. Hai să nu mai dăm la nimeni pensie și n-ați pierde 19 miliarde. Da? Deci noi când vorbim oportunitatea decizii. Statul a luat o decizie, da, avem niște costuri, pierdem niște bani și statul se gândește. Se merită ca să pierd, se merită să avem astfel de costuri. Policienii au zis că da.
clasa de la guvernare. Cei de la opoziție consideră că este inoportun, da? Mie mi-e greu ce să mai expun. Noi am dat toate riscurile. Cred că este un 50 la 50. Deci dau dreptate și celor la... Nu că aș vrea să spun că unul n-ar dreptate, unul nu. Dau dreptate celor la guvern când au venit cu ideea că se scoată din tenebru, dar aici are dreptate și doamna Maia Sandu când spune că există riscul că anumiți oameni care lucrează în Alp să treacă la optimizări fiscale. Cred că noțiunea corectă ar fi optimizare fiscală. Când ar putea primi Republica Moldova cele 100 de milioane de euro din partea UE? Aici lucrurile stau foarte nuanțate. Apropo, acum este în Republica Moldova venit în vizită o nouă echipă de experți la misiunea de la Fondul Monetar Internațional. Pe această cale salutăm în Moldova, bun venit la noi în țară. Deci au venit ca să monitorizeze, să evalueze acțiunile guvernului pentru a dezbursa următoarea tranșă de la Fondul Monetar. De ce spun lucrul acesta? Că independența de relația noastră cu fondul, ea influențează relația noastră cu Uniunea Europeană, iar la Uniunea Europeană este un lucru care nu s-a mai întâmplat în relația cu alte țări și cu Republica Moldova. Pe la cele 28 din condiționalități care le avem noi cu Uniunea Europeană, eu înainte ziceam plus unul, de el e mulțit cu unul, din ce cauză? Că este a 29-a condiționalitate, este una politică. Iar această condiționalitate politică are un efect de dacă e 0, înseamnă că 28 mulțit cu 0, e 0. Deci chiar dacă nu ne îndeplinim celelalte 28 economice, dacă avem o problemă cu aceste politici, condiționalitatea politică poate bloca finanțarea. Condiționalitatea politică iarăși este foarte interesantă. Uniunea Europeană are o atitudine, știți, ține de votul mixt. Și aici e corect să spun, nu votul mixt, sistemul nostru electoral. Deoarece Uniunea Europeană nu scrie votul mixt sau nu votul mixt, da? Dacă ne uităm atent. Uniunea Europeană spune că noi vrem ca toți actorii politici din Republica Moldova să cadă de comun acord privind modalitatea de alegeri. Da? Dacă voi să decideți că mixt, să fiți voi sănătoși. Dacă voi toți împreună decideți că unii nomina, să fiți voi sănătoși. Ceea ce vrea Uniunea Europeană este să fie o înțelegere în societate. Și problema cu a 29-a condiționalitate constă în faptul, dacă la celelalte 28 ține de guvern, deci guvernul trebuie să... Și noi am arătat în studiul nostru, dar la noi au fost aprobate legi. Privind calitatea și percepția, am vorbit anterior, dar celelalte 28 stau în mâinile guvernului. Și eu vă spun că acele condiționalități, de fapt, sunt niște necesități a noastră. Spuneți-mi și mie, vă rog, Republica Moldova are dreptul să rezolve problema cu întreprinderi de stat? Spuneți-mi și mie, dacă noi avem întreprinderi de stat cu proprietate de 25 de miliarde și ele s-au luat datorii despre care noi nu știm, de 15 miliarde de lei, noi trebuie să știm ce se întâmplă acolo. Spuneți-mi și mie, vă rog, dacă tu ai proprietăți de 25 de miliarde de lei și el trebuie să aducă un 7-8% anual, asta e 2 miliarde de lei cel puțin, și el îți aduc 100 de milioane și aduc numai 3 companii, noi trebuie să întrebăm celălalt, nu aduc bani. Spuneți-mi și mie, vă rog, dacă întreprinderi de stat nu fac achiziții publice și numai ei și Dumnezeu știe cum au procurat bunurile, noi trebuie să știm ce se întâmplă acolo. Și Uniunea Europeană spune, faceți-vă ordine la întreprinderi de stat. Cum vă cereți la noi, cereți la noi să vă dăm 1 miliard de lei granturi, dar voi pierdeți 2 miliarde de lei în întreprinderea voastră. Achiziții publice. Dacă la noi toată lumea știe că în achiziții publice se întâmplă lucruri urâte și noi pierdem bani, trebuie să facem ordine. Dar dacă celelalte 28 de condiționalități, acolo mă întorc, țin strict de guvern, a 29-a țin și de opoziție. Deci Uniunea Europeană spune, învățați-vă să fiți civilizați. Învățați-vă cei la guvernare. Cazi voi sunteți la guvernare, mâine în opoziție. Clasa politică în Republica Moldova nu înseamnă guvernare. Știți ce înseamnă clasa politică? Clasa politică înseamnă totalitatea actorilor politici. Actul de guvernare în țară, calitatea actului de guvernare ține de guvern și de opoziție. Deoarece rolul opoziției este să atenționeze. Ați văzut cum ați spus cu Maia Sandu, tichetul de masă. Atenționează, fiți atenți, e posibil evaziune fiscală, da? Și nu e evaziune, e corect, optimizare fiscală, deci e posibil asta. Fiți atenți asta, deci actul guvernării constă în opoziție și guvern. Și aici Uniunea Europeană a pus această condiționalitate, de aceea eu până ce văd posibil această următoare dezbursare, dar cu anumite riscuri. Deci guvernul trebuie să dea dovadă de
cum să zic eu, și o poziție, această vadă de maturitate și să, să găsească o soluție care ar satisface această cerință continuitate politică a Uniunii Europene. Și Uniunea Europeană a spus, voi trebuie să vă înțelegeți. Deci asta cred că este cel mai corect. Acțiunile pentru a primi această tranșă? Da, ea este. Deci acțiunile economice, da? Dacă mă uit acolo, la acțiunile economice, cel puțin formal guvernul, toate că Comisia Europeană spune că vor veni experți și vor încerca să vadă și calitatea. Uitați-vă, acolo avem așa ceva. Ei vor să vină să vadă integritatea vamișilor. Și vă spun în ce din ce cauză. Noi avem o problemă. Uniunea Europeană spune, mai băieți, există un război mediatic. Și noi spun că, uite, voi ați semnat acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Și ăștia care sunt pro-ruși. Și care-i sensul că v-ați semnat acord dacă voi exportul nu cresc? Și atunci Uniunea Europeană spune, băi, băieți, stați aleacă. Dar nu cumva se întâmplă că exporturile nu cresc? Nu din cauza acordului de liber schimb, dar din cauza vamii voastre care are parcă obligația de a stopa exporturile. Deci, opriri, verificări, certificate de proveniență, deci tot ce vrei tu și spune, dacă voi nu vă faceți nu vă rezolvați problema de la vamă, se poate întâmpla că voi periclitați toată creșterea economică. Care-i sensul că noi v-am dat acordul de liber schimb? Care-i sensul că noi v-am deschis piața, dar voi aveți problemă la vamă? Și atunci voi spuneți că, uite, noi, Uniunea Europeană, noi ne-a deschis piața și noi nu exportăm nimic acolo. Păi poate nu e problema în Uniunea Europeană, poate problema e în voi. Și Uniunea Europeană acolo este unul din puncte, dacă nu mă greșesc, știu că și de jos pe pagină când dai la imprimantă, e a șaptelea, a optelea, undeva pentru primele puncte, este să rezolvi integritatea lucrătorului vamal. Iar chestiunea aceasta de integritate, vă dați seama că este o chestiune mai mult subiectivă. Dacă agentul economic îți spune că are problemă la exporturi, dacă agentul economic îți spune că are probleme la tot ce înseamnă vânzările, atunci problema nu e în acordul de liber schimb, problema nu e în Uniunea Europeană, problema e la noi acasă. Și Uniunea Europeană spune, rezolvați problemele. Și noi aici parcă le rezolvăm. Ne băgăm și pe vamă să facem ordine, facem ordine și la, uitați-vă, Curtea de Conturi. Noi de când spunem trebuie să facem ordine? Și au spus, faceți ordine Curtea de Conturi, Agenția de Reglementare. Deci stăm destul de prost, a depistat Uniunea. Nu, aparent parcă se rezolvă. Deci formal noi votăm legile. Dar aici uitați-vă, la Agenția de Reglementare Energetic. Formal votăm legile. Dar uitați-vă, avem 2 ani de zile. Când prețul la energie, la resurse energetice au scăzut dramatic, ca să înțelegeți despre ce vorbim noi. Dacă înainte Republica Moldova importa resurse energetice de 1.200.000.000 de dolari pe an, acum importăm de 700 de milioane. Deci noi în 3 ani de zile, 2015, 2016, 2017, am economisit la importul de resurse energetice 1.500.000.000 de dolari. Dacă în 2011, 12, 13, 14, prețul la petrol, la care se formează celelalte prețuri, era 110 dolari. Acum a scăzut la 50 de dolari, iar în 2016 a fost 44 dolari. Deci s-a ieftinit gazul, s-a ieftinit energia electrică. Iar cetățeanul n-a simțit-o. Din ce cauză? Când tariful la gaz a fost introdus, cursul valutar, 21 de lei pentru un dolar, când a fost la noi, n-a fost niciodată, și prețul la gaz a fost 190 dolari în condiție, 210 dolari în cent, 200 dolari în condiție că 200 că în total s-a ridicat 4200 în condiție că el niciodată n-a fost atât, întotdeauna a fost mai mic. Și ANRE-ul nu modifică tariful. Atunci Uniunea Europeană spune, băi băieți, voi aveți o problemă. 2 ani de oportunitate. Că nu vorbim doar de cetățeni că trebuie să primească gaz mai ieftin. Vorbim de ce? Spuneți-mi, vă rog, cum fabricile noastre de sticlă să fie competitive, dacă ele loc să procure gaz la un preț mai ieftin, ele îl procură la gaz la preț mai scump, că ANRE-ul nu l-a ieftinit la timp. Și atunci sticla unde e mai ieftin? În Moldova sau în Ucraina? Fabrica noastră de zahăr, care produce zahăr, cel mai mare cost la zahăr este căldura, care e din gaz. Și dacă noi cumpărăm gaz scump, noi după asta ne mirăm din ce cauză zahărul nostru mai scump ca cel din Ucraina. Și ei spun, voi ați avut oportunitatea să oferiți un aer la populație să plătească mai ieftin. Ați avut oportunitatea să oferiți la agenții economici să plătească mai ieftin și din cauza că ANRE-ul vostru este într-un paralice instituțional, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Faceți ordine în ANRE, că nu consumatorii și industria Uniunii Europene pierde. Consumatorii și industria Republicii Moldova pierde. Și atunci omul își face legătură, că o ducem rău de atât, că Moldova și-o dată adiziunea Uniunii Europene. Și Uniunea Europeană spune, băi, nu ne legați pe noi de tot ce nu faceți voi.
Faceți-vă ordine acasă, că lumea crede că are legătură dizordinea voastră cu Uniunea Europeană. Vă mulțumesc mult, domnule Ionis, pentru interviu.